Stradă refuză să discute despre problema amnistiei și a grațirii, dar și despre audierea lui Carmen Iohannis. Întrebat de reporteri despre aceste subiecte, procurorul general a refuzat să răspundă și a trimis la biroul de presă. Bună dimineața, domnule Lazar. Bună, trebuie să vă întrebăm neapărat. La parchetul general se dau interviuri la biroul de presă. Da, dar noi vrem cu procurorul general, pentru că vorbim totuși de subiectul momentului, domnul Lazar.